Salutare, prieteni, eu sunt Edi și bine v-am găsit la episodul 6 din Watch Dogs 2. Dacă vă mai amintiți, data trecută am făcut ultima misiune din Fals Profit și ne-am chinuit o grămadă la puzzle-ul ăla. Și da, acum o să începem Home Sweet Home, pentru că Fals Profit l-am terminat. Și da, am venit aici optimă ca de obicei la prima misiune. Avem misiunea asta IQ. Și da, hai să vedem ce dorește această misiune. Dă-te mă de aici. Aolea. Cred că trebuie să mă întâlnesc sus pe cu ăla, nu-i așa? A, nu. Că de obicei știu că ăștia la misiune mă mai așteptau pe sus. A, e aici, în garaj. În garajul nostru, unde am ținut mașina vorbitoare, dacă mai amintiți. Da, am dat jocul puțin mai tare, pentru că mi se părea că era puțin cam încet, dar acum cred că este prea tare. Da, așa că o să-l dau puțin mai încet. Și enervam pentru că la jocul ăsta ai la audio, ai doar o chestie. Ai decât master volum, n-ai și tu music volum, n-ai și tu voice volum, n-ai nimica. Ai decât, așa că o să-l dau la 20%. Și da, hai să începem jocul la hai să începem misiunea. Haide, mă. Haide, mă, așa, gata. Hai să vedem ce dorește Ranch de la noi. Ranch e caracterul meu preferat, v-am mai zis asta. Eu, Ranch, ce mai faci, man? Ce faci, mă, ăsta? Repară ceva pe aici. Da, cum v-am spus, o să tac la... V-ați obișnuit voi că tac la... Cații mei, ca să înțelegem povestea. OS. Ok, deci tipul ăștia au încercat să cracheze versiunea aia. What the fuck? Ești nebun, mă, omule, asta s-a enervat că nu reușești. Ah, trebuia de fapt să spargă aia, că acolo era cardul ăsta, stick-ul, ce-o fi el. Acum înțeleg. A, deci asta e noua variantă a OS. Ok. Cum să uită asta? Ți-a venit vreo idee, bă? Ok. Bun. Trebuie să mergem să ducem la mamă informațiile de la How. Dacă am citit bine, nu știu că n-am citit bine. Am citit așa în grabă. Hai să vedem, trebuie să ajungem aici. Asta e o nouă misiune, nu-i așa? Dup, haste, sweet haste. Ok. O să ne punem. Pot să-mi dau pe undeva pe aici pe travel, că ar fi fain. Da, pot. Pentru că când am venit la misiunea asta, n-am putut să-mi dau fast travel, că n-am descoperit încă zona și nu-mi dădea voie și a trebuit să merg pe jos din capătul celălalt al hărții până aici. Dar am avut noroc că aici și pot să... Aici am putut să-mi dau fast travel. Dacă n-ar fi fost fast travel în jocul ăsta, la cât e harta de mare, ar fi durat ceva. Ok. Yeah. Breaking news. Și o mașină de aici. A, chestia aia care am făcut-o de manchinitoră rămadă. Ok. Asta înseamnă că nu merge des ce am luat eu aici mașina asta.
Că deci de ăsta interviu, stai că am fost atent la știri și n-am, nu mai știu pe unde mea. Deci ăștia ne-au dat la știri că, ci că erau alea fake. Cred că mai bine mergeam pe jos decât să merg cu mașina, pentru că era aici aproape. Nu, stai tu cu aici. Opa. Ok. Hai să vedem ce trebuie să facem aici. Mă sună Okay, Orange. I'm at Holmes Distribution Center. Mă așteaptă sus. Da, aici am la deschis, da. Să văd pe unde aș putea să urc. Aici? Nope. Bă, ce mă enervează când mă așteaptă ăștia sus, că... Cred că o să mă ajute chestia asta. A, știu pe unde. Nu e pe aici? Nu, că nu pot să mă cațăr pe asta. Da, haide să descoperim pe unde ne așteptăm. Și m-a dat și aceea lângă o, de asta, lângă o zonă restrictă, să zicem, pe românește. Bun, da. Use the jumper. Ah, good idea. Da, dar acum aici pe sus, ce aș putea să fac cu mașinuța asta, că n-am... Nu nicio gaură prin care pot să intru. Din câte văd. Nu, n-am. Hai, nu pot să accelerez. Cupesc în doi. Ah, ce șmecher. Pot să-i înjur pe... Asta-i șmecher. Păi, dar pe unde? Că nu e nicio gaură de asta mică ca să intre pe mașinuța asta. Din câte văd. Pe aici se piese. Nu e nimic, hai să-mi iau chestia aia. Ca altfel o pierd. Mașinuța. Pick up. Hai să vedem, cred că o să mă ajute chestia asta, nu-i așa? Bă, da. Ah, da, cred că o să mă ajute mașina asta. Pentru că... Aoleu, ce ai mă în față? Tot izbeam de chestia. Pentru că îl pun aici. Dau jos. Cațăr pe el. Și de aici mă cațăr pe chestia aia. Vedeți, mă? Ce bun sunt. Și acum, acolo... Lo. Ok, a doua încercare, zic. Ce ai mă? De ce nu sare? Bă! Greu cu parcurs în jocul ăsta. Ok. Luăm pe aici. Pe aici. Poate așa sare. Și pe aici. Dar cum a sărit mă data trecută? Că nu înțeleg. Hai că dau asta mai aproape. Poate așa sare. Nu puteți și eu să mă aștepte ca un om normal pe jos. Așa, hai că nu mai am cum să mă... Așteaptă-l pe acoperiș sus, că e el și mecea. Și cum aș putea să... Sau aș putea să o iau pe aici? Nu, pe aici. Ok, o să bag sprint. Nu pot să sar pe aici. Mi-a venit o idee. Dacă aș pune... Asta aici. Încape? Hai că încape. Mi-a venit o idee. Da. Nu pot să mă urc, pentru că... Na. Ok. Chestia asta mă cam scoate din sărită. Oare aș putea să iau cu tirul remorca? Ar mai fi o idee? De ce stau eu să mă chinui la o misiune care trebuie să fie normal? Acum nu mai pot să urc. Incredibil așa ceva. Bă, știi ce? Ai că putem și fără asta. Nu știu cum o să văd eu cum pot să mă urc pe aici. Mai dar pe unde aș putea să pun jumperul, că n-are pe unde. Sau cel puțin nu cred. Pe aici pot? Nu pot. Oh, pot. Aici era, nu-i așa? Oh my god.
Chiar că joc asta mă scoate din site. Da, chiar mă scoate din site. Pe unde se află chestia aia? Bă, dar poate pot să o pe... Nu. Ah, o. Ah, în sfârșit am găsit și eu. Nu ăsta, mă. Pica pe ce făceam pe ăsta. Alun. Bă, a. Pe aici? Cred că aș putea să... Să descui ușa. Sau cel puțin asta. Da, aș putea. Ia fiți atenți aici. E cineva pe aici? Nu e nimeni. Fiți atenți. Bem. Și cu mașinuța fac toată chestia aici. Aici e destul de șmecher. Și acum mă duc înapoi. Cu mașinuța. Simplu. Easy. Și acum mă duc eu frumos aici și dau start mission. Haide, mă. Acum asta mă enervează, mă rămâne din când în când blocat așa. Că mă hachează acolo. Îmi place că ăștia au cutii. De ce avea niște cutii între monitor și geam? Că ca să nu bată soarele. Să... Mai domnul. Te poate să bat. Mă rog. Ok, trebuie să iau chestia aia. Ce face mașinuța? Eu prima că când am început jocul nu-i dădeam așa importanță la mașina, dar am văzut că e foarte șmecheră. Pe bune trebuie aceea. Ok. Hai să vedem cum putem noi să... Gunoierii ăștia nu cred că fac nimica. Nu fac nimica. Ok, pe aici nu pot să intru, însă pot să intru pe aici. O, e ăla sus acolo. Din câte văd. Misiunea asta cred că o să fie ceva cam grea. Că nu mă vede ăla, că s-a întors cu spatele. Ah, e ăsta pe aici. Cred că-l omor direct. Simplu. Ok. Acolo e chestia aia. La de sus ai că nu mă vede. Merg așa ușor pe aici. Că nu mă vede nimeni. Ok, acolo e tipul ăla. Că o să-l... Îi luăm banii întâi, bineînțeles. Și după o să-l distragem. Să-l omorăm. Simplu. Ce mă? Cine m-a văzut? Cine m-a văzut? Ah, era un tip aici pe bune. După cum am observat, eu cam nicio misiune nu prea pot să o fac. Dă-i mă, mili. A, pot să am de 4 ori pe mili. Ia. Trebuie să iau toată mașina pe bune. Pe unde trebuie să mă duc cu ea? E întrebare, întrebătoare. Trebuia să găsesc cheia pentru că n-am pe un ses. Ah. Nu merge. Hai să ne dăm jos. O, oh, mamă că sunt. Pitește-te. Nu acolo te pitești. Te pitești tu aici. E și grenadă. Oh, nu. Asta nu-i de bine. Ce m-a murit? Ah, a fost explodat camionul. Nu știu că trebuie întâi să iau, să iau cheia aia. Mă gândeam că pot să plec cu camionul de acolo. Apare nu. Acolo unde la capăt și de data asta încercăm să facem stealthy. Pentru că îs cam prea mulți. Nu să mergem pe aici. E nasol că trebuie să ocolesc toată faza aia, toată curtea. Eu la sus acolo. Care sper să plece, aștept să plece ăla de sus. Și unul.
Ouais, apparemment. Fais couper la colle. Dommage, je dis que c'est un zone restricte. On dit au sang que j'ai sont deux. Je pense ça de sa colle. Ok. Ça va se faire petit comme gréo là. Je te passe ça, ça vient en quoi, tiens. Trebuie pe urmă să văd de unde iau cheia. Haide mă, vin în coace. Te aștept cu cea mai mare plăcere. Sper că nu mai e ăla acolo. Haide mă, vin. E ăla acolo. Oh, nu. Să vedem cum facem. Facem așa. N-a fost o idee bună. Nu mă vezi, nu mă vezi, nu mă vezi. Nu m-a văzut. Nu m-a văzut. Nu m-ai văzut. Mă vede ăla de acolo. Sau nu, nu mă vede. Nu mă vede, nu mă vede, nu mă vede, nu mă vede. Hai că se duce pe acolo. Nu mă vezi, nu mă vezi, nu mă vezi. Mă vezi, mă vezi. Hai că acum nu mă vede altul. Bă, dar mai sunt mulți. Bun. Hai că vine ăla de acolo. Hai că e liniștit pe toți așa încet, încet. Îmi plac că toți vin de pe partea aia, nimeni de pe... Încet, încet, hop, mă vede altul. Hai că nu mă mai vede. Pitește-te iar. Lol, cum îi fac pe ăștia, nu mai vine niciun. Mamă, ce-am făcut aici. Forță. Dar nu are niciunul din ăștia cheia, din păcate. Asta nu are. Nu are nimeni. Ce mă? M-a văzut? Nu m-a văzut. Cum să mă vadă? Ok. Să vedem. Să o mașina aia, dar... Cam greu, dacă știi ce zic. Pentru că trebuie să găsesc cheia. Uite. Aia e cheia? Nu, aia e o ușă care are nevoie de cheie. Nu mă cu partea asta. Așa. Și putea să copor. Unde-i cheia? Ăla nu are. Cred că aș putea să iau așa la rând să văd care are cheia. Fie o idee. Nu pot să aud ce vorbește. Vorbește de noi, despre des. Ce mă? Asta ne-a făcut clar. Ce vorbești? Ce șmechere că poți să asculti? De fapt, e că eu nu știu. E ăla de sus. Ăla are cheia. Și ăla. Ăla are cheia. Perfect. Cum e ușor. Și putea să mă duc frumos eu pe acolo și să am mașina. Dacă pleacă ăla. Hai că a plecat ăla. Să plece și ăla de sus, eventual. Hai că a plecat și ăla. Și acum mă duc eu așa ușurel. Și o mașină. Easy. Și deschid ușa. Și plec. Ca să vedeți. Haide mă. Și nu s-a prins nimeni. Adică, na. Asta e ceva și pe chiar. Să nu se prindă nimeni. Mă, jocul ăsta e ușor dacă stai... Scuze, tu. Jocul ăsta e ușor dacă stai puțin să-l gândești. Deci, na. Deși eu nu prea mă duc la stealth în general, dar în jocul ăsta e ușor că stealth-ul. Deși luăm un camion ăsta. Perfect, zic. Nu mai avem mult, mai avem ceva. Mai avem 1200 de metri. Uf. Ce altă muzică ciudată sau doar eu aud? E cum? Nu neapărat. Sau? Mă rog, nu contează. Mai că mai avem puțin și ajungem.
la misiune. Mamă, ce greu cotește ptita mai camionul ăsta. Deși nu e un camion atât de mare, trebuie să fie mai ușor de condus. Pentru că e nasol că în jocul ăsta nu poți să furi autocare. Pentru că am încercat off-camera. Că gen, mă mai joc off-camera, dar nu fac misiuni. Mă mai distrez așa în el. Știi că ai multe chestii să te distrezi în el. Opre semafoarele, aia se întreabă ce... chestii de-astea. Și am vrut să urc cu autocarul pe munte și n-am putut să iau autocarul. Nu am mai bat. N-ai nasul că nu te lasă să conduci autocarul. Adică, știi, nu te lasă să conduci autocarul, în schimb te lasă să conduci un camion. Hai, nu. Așa. Opa! Adică, mai avem puțin și ajungem, zic. Dar tu ce vrei să bag camionul ăsta pe aici? Totuși un camion, nu e o mașină mică. Hai că l-am băgat. Vedeți-vă voi, oameni. Lumina. Ce spun mica mă, așa, nu înțeleg. Am omorât-o pe aia din greșeală? Nu știu. Hai că am ajuns aici la ranch. Treci. Chiar n-a găsit nimica, pe bune, toate chestiile le-a aruncat și pe eu m-am chinuit să... A, găsit. În sfârșit a găsit pe capotul ăla. Am văzut că la american sunt robot aproape de gen, nu care se fac curat prin casă și chestii, ceea ce e super șmecher. Da, na, noi românii suntem așa mai înapoi și... Na, mă rog. Acum că e vacanță, o mică paranteză, mă gândesc să mai fac și o a doua serie. Și nu știu exact cu ce joc să fac, să fac tot cu un joc de poveste sau să fac cu FIFA. E să fac Watch Dogs 2, să continue să fac un meci așa, un meci, o serie cu FIFA. Ok, am terminat și misiunea asta, i-am adus lui Ranch marele camion aici. Și da, hai să vedem ce misiune facem în episodul următor. Da. Hai să vedem ce misiune avem. Deci, data... Ce mă, am doar icu? Se așa că trebuie să mai... Gata, mi-a dat. Misiune. Ia să vedem ce zice ăsta întâi. Ok. Bun. Și... Data viitoare vom face misiunea asta, Zero Days All the Way Down. Și trebuie să mă reîntorc la... Atunci unde am fost la început cu filmul, dacă nu mă înșel, pe acolo era Hacker Space, nu mai știu exact. Și să cracheze ceva pe acolo din câteva... Mă rog, cam atât cu acest video, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați butonul de like și până data viitoare, pa, pa!